Teatrul George Ciprian și industria scenică din Milano organizează la Buzău în perioada noiembrie-decembrie spectacolul de teatru 2023 Smart Family. Reprezentația a fost selecționată în Festivalul Național de Teatru, secțiunea instalații performative, creații online și VR și în Festivalul Milano Digital Week. Totodată, premiera din data de 9 noiembrie ora 20 va fi transmisă la nivel internațional prin live streaming cu subtitrări în limba engleză pe YouTube și pe website-ul Festivalului Național de Teatru. Acest spectacol a fost selecționat în două festivaluri de marcă în România, dar și în Italia. Unul, cel din România, este vorba de Festivalul Național de Teatru FNT 2022, la secțiunea instalații performative, creații online și VR. Cel de-al doilea festival din Italia se numește Madrid Digital Week și este cel mai mare festival din Italia dedicat culturii digitale. 2023 Smart Family este o poveste din viitor despre părinți, copii și roboți. După ce Laura suferă un infarct, fiica ei din Italia îi cumpără un robot special și conectează locuințele lor îndepărtate printr-un sistem inteligent de comunicare. Cum îl cheamă? Ocmios. Capisco la reacțiune de Laura. Și o să-l accepte. Nemeno eu mi-a fi de rea ele mani de un robot. O să-l accepte, nu are de ales. După un infarct, insuficiență cardiacă cronică. Noi, în Italia. Da sola, con un robot. Oh, mios. Dar poate veniți voi în vizită cât de curând, nu? Robotul a fost construit în urma unor ateliere pe care le-am făcut cu copii și adulți din România, Spania și Italia în 2021. Și împreună ne-am imaginat cum ar trebui să arate un robot social care să aibă grijă de o persoană vârstnică, cum ar trebui să se poarte. Și eu și Bianca ne-am inspirat din creațiile lor, din desenele lor, din textele pe care le-au scris. Deci a fost și un mod de a implica comunitatea din cele trei țări în procesul de creație. Spectacolul este unul telematic pentru că se joacă simultan în România și Italia, cu actori și public în ambele țări. Actorii din cele două spații interacționează în timp real prin internet. Piesa explorează tema migrației și se bazează pe interviuri cu emigranți români și părinți vârstnici rămași acasă. Cu robotul Ocmios s-a făcut cunoștință și președintele Consiliului Județean Buzău. Îl salut pe invitatul nostru, domnul președinte al Consiliului Județean. Petre Emanuel Neagu. Și mă mândresc cu Teatrul George Ciprian, care este practic un generator de zâmbete, de cultură, de un pic mai bine pentru tot ce înseamnă buzoian, ca să spun așa, și nu numai. Și ce vreau să spun? Este senzațional că vedeți, viitorul deja a început. Este un lucru fantastic și tocmai de aceea vreau să invit pe toți buzoienii, că așa am înțeles eu, o să fie o perioadă destul de lungă cu acest spectacol, până undeva în 15 decembrie, deci vom avea toți posibilitatea să fim aici și prezenți fizic, care nu putem, eu știu, din anumite motive, putem să interacționăm și online. În total sunt prevăzute 9 reprezentații în noiembrie-decembrie 2022. Intrarea este gratuită în ambele țări la toate reprezentațiile, dar numai pe bază de rezervare. Pentru a rezerva locuri în Buzău, spectatorii trebuie să folosească sistemul de bilete online al Teatrului George Ciprian.